Dorim Domnul să binecuvinteze cele trei familii. Dar Domnul să aibă în vedere și celelalte familii prezente în casa Domnului, pe cei care aparțin. Amin. Și toți cei ce sunt prinși în numărătoare înaintea celui preanalt să fie ocrotiți, binecuvântați și protejați de Domnul. Amin. Mereu la binecuvântări mă gândesc că cea mai mare investiție, să știți că există și trebuie să fie la nivelul familiei, în copii. Cel mai mare capital sunt copiii. De aceea Biblia spune în Psalmul 127 și 128, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Așa era menționat. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Domnul Iisus nu a ignorat atunci când au venit copilașii, părinții au adus copiii la el, ci dimpotrivă. În Vechiul Testament spune, printre altele, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. De binecuvântare să știți că nu au parte decât cei care fac parte din poporul Domnului. Domnul dă binecuvântare peste toți, dă ploaie, le poartă de grijă și așa mai departe. Dar când e vorba de partea spirituală, de mântuire și așa mai departe, protecția zilnică, o are pentru ai lui. De aceea în Vechiul spune, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Biblia spune că dacă unul dintre cei doi părinți sunt credincioși, prin definiție, copilul este sfânt și el are parte de binecuvântare. Ce înseamnă de fapt binecuvântare? Sigur, noi, nu e o lucrare, o liturghie pe care o facem, un obicei. O facem lucrarea aceasta prin credință. Prin credință primim copiii din partea celui preanalt. Lăsați copilașii să vină la mine, acceptând planul lui Dumnezeu pe care îl are pentru fiecare. Să știți că planul diferă de la unul la altul. Să lași planul lui Dumnezeu să se împlinească vis-a-vis de copii. El are un plan cu fiecare, bine definit. Nu cumva să fie știrbit și în ziua aceea era menționat în Isaia, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Domnul dă copiii, da, categoric. S-ar putea să închid pântecele eu care fac să nască? Nu pot. Dumnezeu nu poate. Noi însă putem, oamenii pot. De multe ori să pun în locul celui preanalt. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Domnul a avut ceva pentru copiii întotdeauna și are și astăzi. Domnul a dat o lecție celor mari atunci când au venit copilașii și au luat în brațe. Când și-au pus mâinile peste cei mai mărișori, pe cei mai mici i-au luat în brațe. Cei mai mărișori, care erau mai mari, și-au pus mâinile peste ei și a binecuvântat. Și-a spus, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Mă gândeam în această zi, familia aleasă, binecuvântată de Domnul, familia, mama și tatăl Domnului Iisus. Maria și Iosif, nu numai ei, nu numai Maria, dar în dreptul Mariei se spune un cuvânt extraordinar. Binecuvântată ești tu între femei. Și ce am înțeles eu, nu va fi numai ea singură acolo, în împărăție. Vor fi multe femei în jurul ei binecuvântate. Dar cumva ea va fi undeva în centru atenției. Femeia aleasă de Dumnezeu, tânăra, fecioara, curată și sfântă, familia binecuvântată. Și aș vrea câteva gânduri doar, așa scurt să le amintesc. Primul gând, care este familia binecuvântată? Familia binecuvântată este familia care, pe prim plan, este lucrarea spirituală, lucrarea lui Dumnezeu. Foarte important. La ora actuală există, sigur, o tendință. Vrăjmașul vrea să ne dea o altă direcție. De aceea tot timpul trebuie să fim axați pe cuvânt, tot timpul să ne raportăm la cuvânt. Amintește și la dumneavoastră, zice, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai primit, ține-l cu tărie, îi spunea lui Timotei, apostolul Pavel. Dreptarul acesta este cuvântul, familiile sfinte din Biblie, Maria și Iosif, mereu mă gândesc, nu a fost scutită, nu a fost protejată Maria. Să spună, uite, s-a născut fiul meu, care va fi fiul meu, mântuitorul lumii. Și de acum, ocupă-te, focalizează toată energia și tot ce e bun și sfânt în direcția lui.
De acum nu o să mai ai probleme. Biblia ne spune de 4 frați pe care au avut Domnul Iisus, le dă numele în Evanghelia după Matei. Dar apoi spune în continuare și surorile lui, la plural, nu știu câte au avut, dar oricum mai multe, nu sunt toate printre noi. Deci familia sfântă, aleasă de Dumnezeu, nu a fost scutită. Adevărul este că nu e ușor cu copiii, să știți, de-aia Biblia spune, Matei capitolul 10, cine vrea să-și scape viața, o va pierde pe cealaltă. Cine vrea să-și omenajeze aici, să fii liniștit, să poți dormi, să nu fii deranjat de copii, să nu muncești mai mult pentru ei, cu cât sunt mai mulți, muncești mai mult. Dar Biblia spune, cine vrea să scape viața asta, o va pierde pe cealaltă. Dar cine își pierde viața aceasta, în ghilimele, că nu o pierzi, dar sigur, nu este tot una. Zice, o va câștiga pe cealaltă. Și frumusețea este că Domnul este cu noi. În toate problemele nu le lasă singuri. El este alături de noi. Ce frumos! Cât copilul este mic, ai multe probleme. De multe ori nu dormi noaptea. De multe ori, sigur, te concentrezi și focalizezi energia în direcția lui. Ce frumos când este mare să te bucuri de el. În contextul în care îți faci și partea, îți faci datoria. Înțelegerea mea este, conform Bibliei, atât de importantă este nașterea și acceptarea copilului în familie, cât este la fel de importantă creșterea lui. Să mă concentrez asupra lui și să-l cresc pentru împărăție. Știți ce spune aici Biblia? Versetul 66, tot de aici din Luca, că suntem aici în Luca. Spune aici, capitolul 1, toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi copilul acesta, pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el, oare ce va fi copilul? Ce va fi Nathan, Adi și Emima? Copilul acesta va fi ceea ce vreți voi să fie, în primul rând. Ce vreți voi? Cum noi, ca părinți, decidem, Domnul e lucrător împreună cu noi. Există o particularitate pentru fiecare copil, să știți. Abilitatea unui părinte, a unor părinți este, nu putem lucra un șablon cu toți părinții, cu toți copiii la fel. Să poți sesiza, să poți descifra caracterul copilului, îndeletnicirea, direcția și așa mai departe. Și apoi să te ocupi ca atare. Ce va fi copilul acesta? Ceea ce vrei. Sunt părinți care investesc în copii la ora actuală, extraordinar, să ajungă tot felul de nume, de profesii extraordinare, nemaipomenite. Dacă te lupți să fii un copil al lui Dumnezeu, un om de care Domnul să folosească, asta va fi. Foarte important. Ce va fi copilul acesta? Ceea ce sădești în el. Ce sădești? Cuvântul. De mic învață-l. Azi, mâine, poi mâine, fiecare zi, o muncă titanică. Învață pe copil, crește-l, crește-ți în frica Domnului. Păi ăsta e un proces. Nu e vorba de un an, de doi, ani de zile în care să crești copilul, să-l urmărești, să-l păzești, să-l protejezi ca părinte. E o muncă foarte grea, dar să știți că merită. Eu, e al 34-lea nepoțel în familia noastră și eu mă bucur foarte mult de el. Doresc Domnul să-l binecuvinteze pe toți. Cineva spunea, zice, niciodată să nu ieși la pensie, doar să schimbi ocupația. După ce ai ieșit la pensie, ca profesie, să te ocupi de nepoți în continuare. Îi duc la școală, îi colectez de la școală, de la grădiniță și așa mai departe. Este nemaipomenit să poți fi util tot timpul, ești util atunci, familiei. Ce frumos! Eu și copiii pe care mi-a dat Domnul, tot timpul să iei pe rând pe fiecare, să te rogi pentru fiecare. Ce va fi copilul acesta, ceea ce sădești? Ce va fi copilul acesta, ceea ce investești în el? Spunea aici fratele Alin, foarte important să mă vadă copilul că am timpul meu de rugăciune ca părinte. Să mă vadă că ies din cămăruța mea de fiecare dată cu fața umedă. După ce am stat în prezența lui Dumnezeu, să mă vadă că zilnic iau cuvântul, îl citesc, îl deschid.
Să știe că tata întotdeauna e timpul de părtășie la adunare și el la rândul lui să dorească. Sunt pentru a duce copiii la casa Domnului. Foarte important, copiii să fie aduși la casa Domnului. Era vorba de semne aici, sunt cuvinte grele. Știți ce spune Psalmul 74? Iată, copii, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne în Israel. Dar în Psalmul 74 spune, semnele noastre nu le mai vedem. Nu le mai vedem. Și unde? Uneori chiar și în casa Domnului, în unele biserici. Trebuie să le vedem, copiii trebuie să fie la locul lor. Toți avem locurile noastre, corul, fanfara, orchestra. Frații lucrători, poporul, dar și copiii au locul lor. Domnul are locul lui. El trebuie să fie întotdeauna cinstit la locul lui în centru. Doresc Domnul să binecuvinteze toate familiile. Doamne, ajută-ne, pentru că răsplătirile, eu îmi zic mereu, ce răsplătiri vor fi. Biblia spune că în casa tatălui meu sunt multe locașuri. De n-ar fi așa, v-aș fi spus, ce răsplătiri. Plata e cu el și răsplătirile merg înaintea lui. Răsplătirea unei mame nu aici o primește. Și aici trebuie să fie cinstită, cinstită, să fie apreciată, să fie estimată, să fie încurajată. Mamele trebuie să fie încurajate. Ce frumos când copiii cresc la rândul lor, părintele își face datoria, dar și copilul la rândul lui vine cu mulțumire, cu respect, cinstindu-și părinții. E un lucru extraordinar. Asta vrea Domnul de la familiile noastre, o armonie, o înțelegere. El vrea prin noi și prin copiii pe care ne-o dăruit Dumnezeu să fie văzut El. Ăsta e scopul familiei. Dumnezeu și-a atașat familia de el, motivul pentru care diavolul din Genesa s-a luptat împotriva familiei. Pentru că l-a exclus pe diavol și pe îngerii lui și și-a atașat familia, omul, creatura, coroana creației lui. Și Dumnezeu investește în familie tot ce-i bun, tot ce-i bun. Pe acolo trăiești pacea, liniște, armonia, înțelegerea, în familie. Ce frumos când cresc și copiii toți împreună, toți împreună. E ușor atunci când în familie e pace, liniște, vii în biserică, tu aduci pacea. Noi de bună oară formăm biserica de aici, din Sfântul Ilie. Familiile, noi și familiile noastre. Standardul moral și spiritual a unei biserici locale nu poate fi mai înalt decât sunt familiile care compun biserica. De aceea e importantă familia și ce facem în ea. E foarte important. Oare ce va fi pruncul acesta? Ceea ce dorești, ceea ce sădești, ceea ce investești, ceea ce ești tu? Ce sunt eu? Ce sunt eu azi, va fi copilul meu mâine și se va vedea. Sigur, excepția confirmă regula, sunt și excepții. Dar în general, eu m-am uitat la oamenii mari a lui Dumnezeu, în spatele lor au fost părinți, toți cel puțin la fel de mari. Cel puțin. Unii sunt anonimi, numele nu le știm. Dar părinți care s-au temut de Dumnezeu. Nu găsesc oamenii lui Dumnezeu care să fi trăit în păcat și Dumnezeu să ia să-i folosească. La mântuire toți au dreptul. Libertatea, Domnul pe toți îi cheamă la mântuire și Domnul iartă. Dar când e vorba de o lucrare pe care Domnul o are, acolo trebuie să trăiești pe lângă altar. Că întrebarea mare este, care e copilul folosit de Dumnezeu? Copilul folosit de Dumnezeu, printre altele, este copilul care are parte de părinți credincioși. Copilul care are parte de părtășia oamenilor lui Dumnezeu, este într-o părtășie cu oamenii lui Dumnezeu. Ce frumos! Să faci totul pentru copil, să te dăruiești familia sfântă, lucrarea spirituală pe prim plan, apoi părinți preocupați, unde este copilul? Tot timpul să fii preocupat, o venit de la școală, ce-a făcut astăzi la școală? Sunt copiii mai mici, să-i urmărim vocabularul care l-au între ei. E greu. Nu e ușor, dar tot timpul. Sigur, să nu încurajăm, să nu zicem, uite ce grozav e când auzim anumite expresii care nu sunt în ordine. Trebuie atunci, cea din rădăcină, să le extirpăm, să le dăm la o parte. Sigur, tot timpul, tot timpul, tot timpul. Ce frumos! Părinți preocupați, unde este copilul? Dar ce frumos din partea Domnului! Zice, oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? El știa, Domnul sigur le știa pe toate. Domnul știa ce l-așteaptă, o știut pentru ce a venit. Dar să știți că a avut o perioadă și el, ca și copil, în familie.
Zice, au mers acasă și le-au fost supus. Îmi place foarte mult această expresie. Copil crescut și educat încât o pus această întrebare, oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Apoi, un alt lucru pe care vreau să-l menționez, familia aleasă, copil care este supus autorității părintelui, părinților lui, a părinți pământești, niciodată nu a venit cumva să-i umilească, să-i jignească, să aducă, să îi dezaprecieze, ci dimpotrivă, o asculta și s-o supus. Și în ultimă instanță, o creștere constantă, spune Biblia, tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. O crescut în statură, dar și în cele spirituale. Și în cele spirituale. Doresc, Domnul, să binecuvinteze cele trei familii. La părinți să le dea înțelepciune, lumina, dar Domnul să aibă în vedere toate familiile de aici, din biserică. Să ne ajute, Domnul, să nu obosim, să ne dăruim pentru copii, că merită. Să ținem aproape de copii, foarte aproape, e cel mai important. La pas. Știți ce a spus Iacov? La pas cu turma. Copiii sunt micșori, nu îi trimit la adunare, pe ei și o stau acasă. La pas cu ei vin la casa Domnului. Nu plec eu, las că veniți și voi și ei nu mai vin. La pas, uite, stau până vă îmbrăcați, toți mergem. Tot timpul, în toate acțiunile, la pas cu copiii, la pas cu familia. Și de vom face așa, ne vom și bucura într-o zi. Va fi și o răsplătire. Încheie aici și doresc încă o dată, Doamne, lasă binecuvântarea peste copii. Când frații se vor ruga, dorim Domnul să lase binecuvântarea Lui. Amin. Ce înseamnă binecuvântare? Un cuvânt bun pe care să rostească Dumnezeu. Amin. Asta dorim. Binecuvântarea grăi de bine pe cineva. Și Dumnezeu, nu ne îndoim, El binecuvintează. Dumnezeu este Cel ce dă binecuvântarea și binecuvântarea Lui urmărește copilul până la maturitate. La maturitate din nou trebuie să decidă El. Dar în așa manieră să ne facem și noi partea încât la maturitate, la majorat, El să decidă. Orice ar fi, îl aleg pe Domnul. Vreau să-L slujesc, vreau să-I fac voia Lui. Asta e cea mai mare bucurie pentru un părinte. Nu există o altă bucurie decât să vezi copilul că te urmează, îl caută pe Domnul, îl dorește din inimă. Și, în final, încheie un legământ cu Domnul. Domnul să binecuvinteze toți copiii din această biserică. Amin. Și să ne ajute la toți, Doamne, în ziua aceea, noi și copiii pe care ne-ai dăruit, cu toți pe care îi avem polarizați în jurul nostru și a familiilor noastre, să ne putem întâlni în împărăția Ta și acolo să fim o veșnicie. Amin. Amin.